Bine, în mod special am fost la doamna Gândeanu, la ministrul muncii și am discutat în mod expres această problemă. Și am primit garanția și siguranța că acești bani se regăsesc în bugetul pentru Agenția Națională de Ocupare a Pământului. Așa am primit și garanția de la Vejo, cred că atunci este disponibilizat pentru salariile compensatorii, dar salariile nu au apărut încă în contul oamenilor. Garanțiile sunt coincidere. Dacă-mi permite, am spus că acești bani, deci acest buget, vine din... Dacă-mi permite. Deci, n-am fi altfel aici în fața dumneavoastră dacă aceste sume nu ar fi în săptămâna asta primite de agenție. Vreau să rețineți că nu este vorba în fața de dumneavoastră. Exact cum spunea domnul prefect, agenția gestionează în acest moment două astfel de proiecte finanțate direct de Comisia Europeană. E vorba de Nokia și dumneavoastră. Deci nu puteți, la Nokia sunt 1600 de persoane pe proiect, iar dumneavoastră sunteți 800. Deci e vorba de 2000 și ceva de persoane. Deci n-am fi altfel aici dacă nu am demarat acest proiect. Mai mult de atâta, dacă permiteți, da? Dacă permiteți. Deci noi vorbim și v-am spus că facem fapt aici. Dacă dumneavoastră nu ne credeți, nu vă obligă nimeni să intrați în grupul țit acestui proiect. Noi am venit aici să vă cuprindem, am venit să vă spunem că facem, am făcut. Mai mult de atâta, colegii dumneavoastră din presă, dacă îmi dați un pic voie să termin, colegii dumneavoastră, colegii de presă, au fost săptămâna trecută la Cluj, la întâlnirea cu Comisia Europeană. Deci a avut loc în data de 28 februarie, ofițerul Comisiei Europene care răspunde de aceste proiecte a fost la Cluj, a verificat proiectul Nokia, ziarele și presa au scris acest subiect, iar reprezentantul Comisiei Europene și pot la reprezentantul dumneavoastră îl aștept mâine, la mine, la birou, să-i arăt hârtiile și el că va veni și vă va confirma ceea ce spun eu, da? Deci mâine, la ora 11, dumneavoastră și alți 5 dacă vreți, sunteți la mine în birou, să vă arăt fizic și faptic aceste lucruri se întâmplă. Mai mult de atât, dacă permiteți să termin, Comisia Europeană a spus că vrea cu 20 de state membre să vină la Cluj pentru să vadă începuturile proiectului MECEL. Deci am mail-ul de la Comisia Europeană, vi-l arăt, chiar după întâlnirea de la Cluj cu Comisia Europeană luni, care a fost în data de, cred că, 2 martie sau 3 martie, Comisia a spus că vor să vină aici. Da? Asta înseamnă că Comisia va veni când noi deja avem niște rezultate pe proiectul MECEL. Și mai am o întrebare, domnul director. Vă rog frumos să se explicați la toată lumea asta. Deci locația unde o să fie? Că tot de-aia s-a băgat motivul că nu este locație, nu este locație. Da, am vizitat locația care este foștele grajduri de la din Câmpia Turzii. În momentul ăsta este acolo un agent economic care face saltele. Și mobilă. Care nu a prelungit contractul de închiriere. E vorba de 6.000 de metri pătrați alele de la foștele grajduri. Îndeplinesc suprafața de care noi avem nevoie. Am vizitat locația, are toate, să zic, utilitățile de gaz, aer comprimat, curent de putere mare, unde poate fi amenajată întreprinderea socială. Și rog aș OFM-ul ca să cuprindă nu 72 de persoane și coala la alte 700 și să cuprindă 1300 de persoane care au fost disponibilizate din Câmpia Turzii. Cum vă spuneam, proiectul, datorită unor termene foarte precise ale Comisiei Europene, proiectul a fost depus pentru primele persoane disponibilizate. Pentru persoanele disponibilizate în seria de acum, deci care reprezintă februarie, alte 100, avem în vedere și pentru dumneavoastră un sprijin. Îl căutăm, nu este foarte ușor de găsit, da? Deci, în două luni de zile, Guvernul României lansează proiecte europene pe axa 5.1 și 6.2. Aceste proiecte europene... Și de ce durată să fie proiectele astea? De ce durată? Deci, dacă îmi dați voi. Da, da.
Deci, aceste proiecte urmează să se lanseze. Ne-am solicitat guvernului ca, prin ghidul de la proiectele respective, să se ghideze proiectele pentru zone curate în mare a șomajului. Deci, ca tare, aceste proiecte trebuiau să fie deja lansate, datorită faptului că am trimis o solicitare și să încercăm pe la aceste proiecte care se vor lansa în viitor, ele să meargă spre zone cu probleme, în felul acesta s-ar concentra în localități, cum ar fi Câmpia Turzii sau alte localități din țară cu probleme, pentru că chiar astăzi colegul de la Dâmbovița m-a anunțat că există o disponibilizare din partea colegilor tot de la Mecen de 600 de persoane. Sunt și vor fi și alte probleme în țară de acest nivel. Ca atare, nu este foarte ușor de găsit o soluție viabilă. Deci soluții, să zic, la repezială, nu satisfac, să zicem, concret ceea ce vrem să facem. Cum vă spuneam, și pentru dumneavoastră, pentru ceilalți 800, una dintre măsurile care încerc să le găsesc cu rapiditate este să asigurăm cel puțin pentru ei transportul gratuit la Cluj-Napoca pe locurile de muncă care există. Ulterior, la